Anul acesta, Ministerul Educației a prins în buget 2 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al Casei Corpului Didactic. De la demararea investiției în 2010 până acum, în clădirea construită în câmpul de pe raza comunei Șcheia s-au investit aproximativ 3 milioane de lei. Decizia Ministerului de continuare a investiției este de neînțeles, în contextul în care nu se știe momentan cum vor ajunge utilitățile în zonă. Este vorba despre apă, canalizare și energie electrică. Distanța de la prima casă din comună până la investiția din câmp este de aproximativ 1 kilometru. Probleme sunt și la drumul de acces. Beneficiarii investiției nu au voie să se înțepe în șoseaua de centură. Ea, la timpul potrivit, atunci când a fost aprobată investiția, erau acolo planificate mai multe lucruri, canalizare, apă, energie electrică, și era planificat lângă Casa Corpului Didactic să construiască un campus școlar. Ori lucrurile s-au schimbat de atunci. Vom căuta soluții pentru a rezolva această problemă a utilităților. Dar problema căii de acces către Casa Corpului Didactic, știu că nu... Respectiv și pentru acest lucru vom căuta o soluție. În ceea ce mă privește, am stat de vorbă cu vreo 4-5 luni în urmă cu domnul primar Andrei Ciuc de la Șcheia, care mi-a confirmat că în viitor ei intenționează să ducă utilități acolo în zona respectivă. Contactat telefonic, primarul comunei Șcheia, Vasile Andriciuc, ne-a declarat că nu și-a luat angajamentul să aducă utilitățile pe deal, unde se află Casa Corpului Didactic. Prin urmare, autoritățile nu au găsit soluții pentru remedierea problemelor legate de utilități, semnalate de reporterii televiziunii Intermedia încă din 2012. Pe de altă parte, inspectoratul școlar ar vrea să facă un alt fel de demers. Ar vrea să dea investiția dubioasă în grija Casei Corpului Didactic. Șeful instituției, Constantin Mărgineanu, susține că s-ar ocupa de noul sediu, dar nu poate. Casa Corpului Didactic nu are birou de investiții, are doar un contabil angajat cu jumătate de normă. Anul trecut, în condițiile în care noi am avut o hotărâre judecătorească și au fost blocate conturile instituției noastre, doamna contabilă șef a fost la minister și ministerul a spus, domne, această Casa Corpului Didactic ar trebui să treacă, această investiție ar trebui să treacă la Casa Corpului Didactic. Toți banii care sunt virați de către minister pentru această investiție vor trece prin inspectoratul școlar și vor ajunge la Casa Corpului Didactic. Ori în același timp și domnul Văideanu, care reprezintă tehnicul din inspectoratul nostru, este în măsură să acorde asistență în acest domeniu. Fiecare unitate trebuie să-și achite propriile investiții. Asta este o regulă generală. Și de aceea noi am insistat de mai multe ori pe lângă domnul Mărgineanu să preia Casa Corpului Didactic, însă el tot timpul spune că nu poate și nu are posibilități, dar totuși lucrările acestea în acest mod ar trebui să decurgă. Construcția noului sediu al Casei Corpului Didactic a început prin 2010, pe vremea când Inspectoratul Școlar Suceava era condus de Inspectorul Școlar Petru Carcalete și de Inspectorul Școlar Adjunct Vasile Monacu. Întâmplător sau nu, cei doi aveau teren în vecinătatea investiției atunci când au fost demarate lucrările.